să fie mai bine în țară. Sunteți mulțumit? În fond, nu-i prea cunosc așa, dar poate că mai a făcut ceva pe aici, mă, nu știm așa bine. Păi cred că Tăriceanu. L-a votat acum, de acolo vine. Corectitudine și sinceritate din partea politicienilor. Nu pot să spun că sunt nici mulțumit, nici nemulțumit, că nu știu foarte multe despre activitatea lor. În general îi cunosc și îi apreciez așa ca persoane. Asta nu pot să vă spun. E ceva personal, nu vreau să fac publică. Da, acum vin de la vot. Noi ne dorim o viață mai bună și în special noi pensionarii ne-am dorit cât de cât traiul nostru să fie mai bun. Și după atâția ani lucrați, avem o pensie din nimica și ne-am dorit mult mai mult. Și ne mai dorim, ca și pentru tineret, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, să fie un trai mai bun. Deci atâta dorim. Să aibă locuri de muncă, să nu trebuie să plece în toată lumea asta pentru asta. Nu suntem mulțumiți. Nu suntem mulțumiți. Nu știu. Deci, absolut, nu știu. Nu știu. Și ați fost sau nu? Am fost, acum avem de la vot. Păi, niciodată nu se știe. Cam slab. Sunt. A fost veg, a lucrat bine. Am un șereș, nu știu, văd că e primul pe listă, pe acolo, pe la UDMR, dar cam slabă activitatea aici, în zonă. El a mai activat, a mai venit, a făcut nu știu ce. Da, Cioloș. Păi ia, acum vin de acolo. Un pic mai bine să fie. Așa, așa, așa. Pre mine nu pot să-mi dau seama. Acum, da, a fost acum. Să fie mai bine. Pentru toată lumea, nu pentru unii. Da, da, păi, da. Nici nu prea cunosc, dar totuși s-a făcut ceva. Da? Nu, eu sunt pensionară, nu prea mă implic în treburi din astea. Domnul Victor Ponta. Da. Avem așteptări de la domnii noștri pe care votăm să fie mai bine, să fie niște legi și pentru populația României mai favorabile, să ne aliniem și noi la Uniunea Europeană cu toate drepturile, că doar de aceea am intrat în Europeană, ca să avem și alte beneficii mai bune, nu doar parțial. Nu pot să spun că-s mulțumit 100%, dar ce am celor. Da, am fost deja, am votat. Ce pot să zic, nu sunt tare implicat în treaba cu votul, nu am fost nici să votez, sper să se ajungă cât e bine. Nu pot să mă plâng la maxim, dar nu a fost nici perfect. Nu am o părere personală, după mine consider că niciunul n-ar putea să ne ducă undeva departe. Nu știu, sigur, cel mai probabil că o să mă duc. Așteptări mari am. Sper să iasă așa cum dorim toată lumea, să avem un viitor mai bun și, sincer, nu prea. Asta e o întrebare foarte grea. La cât s-au perindat pe la Parlament sau pe Camera Senatului, nu m-a convins niciunul că ar fi cel mai bun. Așa că așteptăm să vedem viitorii. Am fost, bineînțeles, mă duc de fiecare dată. O schimbare. Nu prea. Rământ-o cu Cioloș. Încă nu. Urmează, da. Corectitudine și dreptate. Și justiție dreaptă. N-o cunosc. Un român integru. Da. Nu am așteptări. Nu am participat la vot pentru că nu am încredere. Cred că situația e mult mai complicată decât cred dânsii că îi. Absolut deloc. Suntem pe ultimul loc în Europa ca nivel de trai sau pe ultimul și nu cred că situația e bună. N-am idee. Nu, n-am fost. N-am fost, nu cred.